Situată pe o suprafață de 10 hectare, stația de epurare a apelor uzate de la Bacău deservește în prezent o zonă geografică foarte mare, aglomerarea Bacău cu peste 200.000 de locuitori. Aici se epurează peste 65.000 de metri cub de apă pe zi, având ca rezultat, pe de o parte, apă suficient de curată, care poate fi reintrodusă în circuitul natural și deversată în râul Bistrița, iar pe de altă parte, materii solide, numite generic nămoluri. Compania Regională de Apă Bacău derulează în prezent proiectul extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin postul de mediu 2007-2013. Proiectul prevede construirea și reabilitarea mai multor stații de epurare a apelor uzate din județul Bacău, care vor fi dotate cu o tehnologie avansată prin care azotul și fosforul din apele uzate sunt recuperate și înglobate în nămolul rezultat în urma procesului de epurare. În cadrul acestui proiect a fost elaborată strategia de management a nămolului, adaptat condițiilor specifice din județul Bacău. Documentul prevede 3 variante de reutilizare a nămolurilor provenite de la toate stațiile de epurare a apelor uzate din județul nostru. O primă variantă se referă la utilizarea nămolurilor ca sursă suplimentară de energie în instalațiile de ardere, precum incineratoare sau fabrici de ciment. O altă variantă este cea în utilizării nămorilor ca un rol vegetal pentru reecologizarea haldei de fosfogips de la CIC Bacău. Iar cea de-a treia variantă și cea mai convenabilă din punct de vedere economic și al costurilor este cea a utilizării nămorilor în agricultură ca fertilizant sau îngrășământ al terenurilor agricole sau împădurite. Stațiile de epurare a apelor uzate sunt așadar o importantă sursă de fertilizant, eficient pentru agricultură. Însă cum se produce mai exact acest fertilizant, adică nămolul? Epurarea apelor uzate conduce la formarea unor cantități importante de nămol. O stație de epurare poate fi considerată eficientă nu numai după calitatea apei deversate în emisar, ci și dacă nămolurile rezultate au fost tratate suficient de bine în vederea valorificării lor. În urma trecerii apei prin obiectele stației de epurare, rezultă zilnic nămol deshidratat aproximativ 35 de metri cubi. Nămolurile rezultate prin decantare se pompează către îngroșătoarele de nămol, apoi sunt trimise la fermentarea anaerobă cu o capacitate de 6.000 de metri cubi, după care urmează procesul de deshidratare prin fermentarea anaerobă, are loc o mineralizare a substanțelor organice și formarea unui gaz combustibil care este folosit la instalația de cogenerare care transformă energia chimică a biogazului în energie electrică și energie termică. Componența nămolurilor prin conținutul de săruri de azot, fosfor, calciu și magneziu prezintă aturi importante pentru folosirea acestora în agricultură. Până în acest moment am înțeles că nămolul rezultat de la stațiile de epurare a apelor uzate are un conținut bogat în materii organice și nutrienți, precum azotul și fosforul, esențial pentru dezvoltarea plantelor. Cu toate acestea, nămolul conține cumva și alte substanțe care pot fi dăunătoare. Conform directivei europene, nămolul provenit din stațiile de epurare orașenești poate fi folosit ca și fertilizant în agricultură. Această directivă a fost transpusă în legislația românească prin Ordinul 344 din 2004. Conform acestui ordin, trebuie să facem o monitorizare continuă a calității nămolului provenit din stațiile de epurare la 12 indicatori impuși, printre care sunt metalele grele, substanțele organice și PCB-urile și altele. Terenurile pe care urmează să se facă fertilizarea, pe aceste terenuri trebuie să întocmim studii OSPA și planuri de fertilizare, pentru că în funcție de calitatea terenului și calitatea nămolului care urmează să se depună, se va cunoaște cantitatea de nămol, de fapt doza pusă pe fiecare hectar. După ce am întocmit studiile OSPA și avem contracte întocmite cu fermierii, se întocmește o solicitare la Agenția de Protecție a Mediului pentru a obține un permis de împrăștiere. Permisul de împrăștiere este autorizația, între ghilimele, care ne conferă dreptul de a folosi nămolul pe suprafețele de teren ca și fertilizant. Împrăștierea se face numai înainte de arătura de primăvară și arătura de toamnă
și este obligatoriu ca în momentul în care nămolul este dus pe terenurile respective, în următoarea zi să fie înglobat în sol. Am văzut până acum că, pentru a elimina posibilele riscuri asupra plantelor, animalelor și omului, utilizarea nămolurilor în agricultură se poate realiza numai pe baza permisului de împrăștiere eliberat de Agenția pentru Protecția Mediului. Producătorul nămolului, respectiv Compania Regională de Apă Bacău, are responsabilitatea obținerii acestui permis, care reprezintă, de fapt, garanția calității acestui fertilizant și a absenței oricărui risc pentru soluri, ape, vegetație, animale și om. Dar ce se întâmplă oare în alte țări? Utilizarea nămolurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate constituie o practică curentă și în alte state dezvoltate din Uniunea Europeană. I'm the leader of the team for consultancy from Fichtner Environment, who's helping the water company to execute the project. My name is Björn Kufu and I'm a Dane. One of the activities in the project is management of sludge from wastewater treatment plant. This broadcast is to illustrate how sludge from wastewater treatment can be used as fertilizer in agriculture. Agricultural use of the sludge is an advantage both for the farmer and for the society. The sludge improves the soil with organic content of nitrogen and phosphorus. So the yield from the field increases with reduced use of chemical fertilizer. The first sludge I participated to use in agriculture was in 1972, where the farmer was convinced of the advantage of using the sludge by seeing the grass growing twice as much on the test field where the sludge was spread compared to the field without sludge. Since then, I have participated in building several treatment plants in Denmark where the sludge is used in agriculture. Use of sludge in agriculture is done under secure control of the quality of the sludge and of the amount to be spread per hectare is adapted to the composition of the soil. In this way, the quality and use of sludge as fertilizer is secure and comparable to use of animal manure on the fields. Am înțeles acum că în alte state ale Uniunii Europene, utilizarea nămolurilor în agricultură reprezintă o practică frecventă, implementată deja cu succes de ani de zile. Dar oare în România s-au încercat până acum astfel de acțiuni? În țara noastră, astfel de acțiuni de împrăștiere a nămolului au mai fost organizate de către omologii noștri de la companiile din județele Argeș și Arad. De exemplu, compania de apă din Arad a aplicat în toamna anului 2011 o cantitate de aproximativ 700 de tone de nămol pe terenurile agricole destinate cultivării grâului, pe baza unui permis de aplicare obținut de la Agenția de Protecție a Mediului Arad. Rezultatul a fost pozitiv, proprietarul terenului declarând că a observat o dezvoltare mai viguroasă a plantelor care s-au dezvoltat pe parcelele unde a fost împrăștiat acest nămol comparativ cu celelalte. De asemenea, compania de apă din Pitești a demarat încă din anul 2008 un proces și mai amplu de aplicare pe terenurile agricole a nămolurilor de la stațiile de epurare și inclusiv de monitorizare a acestor terenuri. Culturile agricole pe care omologii noștri de la Pitești le-au avut în vedere au fost grâul, porumbul, floarea soarelui și meiul. Și în acest caz rezultatele au fost pozitive și ca urmare procesul de aplicare continuă și în prezent. Totodată, în aceeași perioadă, sunt în pregătire documente pentru obținerea permiselor de împrăștiere a nămolurilor pe terenuri agricole și din județele Timiș și Dâmbovița. În ceea ce privește județul Bacău, primul permis de împrăștiere pentru astfel de acțiune a fost obținut de către compania noastră în primăvara anului 2013. Împrăștierea propriu-zisă a avut loc în luna aprilie 2013 pe o parcelă amplasată în comuna Itești, pe care a fost cultivat porumb. Cum s-a desfășurat efectiv acțiunea de împrăștiere a nămolurilor pe terenul agricol de la Itești? Cred că mai bine ar fi să vorbim despre timpul în agricultură, care este întârziat.
Iată, suntem în a doua parte a lunii aprilie și de-abia pregătim patul germinativ pentru culturi care deja ar fi trebuit să fie semănate. Și mă refer aici la culturile din prima epocă, știu eu, graminei, lucernă, ovăz, cartof. Utilajele sunt de așa natură construite, concepute și noi le folosim pentru a nu mobiliza prea tare solul. Astăzi pregătim patul germinativ, mâine deja intrăm la însămânțat pentru porumb, pentru terenurile care s-au zvântat și acolo unde temperatura în sol este mai mare de 7 grade. De ce nu am folosit pentru cultura păioaselor? Am ales să facem acest experiment pentru cultura porumbului, pentru că porumbul este o cultură mult mai pretențioasă la greșelii tehnologice, deci o fertilizare mult mai mare nu creează probleme, așa cum ar crea, de exemplu, la grâu, pentru că o fertilizare bogată cu azot duce la căderea grâului. În general, noi suntem obișnuiți că plantele se rănesc cu elementele de bază, azot, fosfor, potasiu. Dar foarte importante pentru creșterea producției sunt microelementele, care nu le avem în îngrășămintele clasice care sunt pe piață, adică urei, azotat, superfosfat. Astfel încât în ultimul timp s-a venit cu îngrășăminte foliare, cu microelemente, care reușesc să aducă plantelor tocmai ce le lipseau, respectiv sulf, dacă vorbim de rapițe, zinc, dacă vorbim de cultura porumbului, bor, dacă vorbim iar de cultura rapiță. Ori până acum, mai puțin cunoșteau fermierii importanța microelementelor pentru creșterea producției. De asta și acest nămol care îl distribuim astăzi pe această suprafață, eu cred că va duce la o creștere a producției, aici va fi porumb, tocmai pentru faptul că este un aport de microelemente pe care nu știm acum în ce măsură și ce microelemente sunt, dar este o certitudine că fiind un nămol are și foarte multe microelemente. Deci această solă a fost fertilizată în primăvară cu nămoluri. Ați fost prezenți atunci, nu au fost condițiile cele mai bune din punct de vedere agrotehnic, pentru că ar fi trebuit ca nămolul să-l dăm de toamna, deci acum după ce recoltăm porumbul, odată cu încorporarea resturilor vegetale ar trebui încorporate și aceste nămoluri, dar chiar în aceste condiții este vizibil cu ochiul liber că producția a crescut pe suprafețele care s-au dat cu nămoluri. Este clar că pe lângă elemente de bază, azot, fosfor, potasiu, aceste nămoluri conțin și microelemente. Urmează ca ulterior să vedem ce producții obținem. Eu estimez că aici sunt undeva la 9-10.000 de kilograme de boabe la hectar. E diferența față de anul trecut? Incontestabil că există o diferență, deci la toate terenurile pe care le-am și cultivate cu porumb am făcut aceeași fertilizare, numai aici avem o fertilizare suplimentară cu aceste nămoluri. O să mergem și într-o altă, în aceeași parcelă, dar o să vedeți diferența până unde au ajuns nămolurile și cum arată porumbul acolo unde nu s-au dat cu nămoluri, deși fertilizarea de bază cu îngrășăminte chimice a fost asigurată uniform peste tot. În celelalte părți, cât credeți că veți obține, care va fi? Eu cred că diferența va fi undeva la 20%, poate chiar mai mult, pe față de terenurile care nu au fost fertilizate cu îngrășământ organic. Bine venit, acest nămol e gratis. Deci, în acest an a fost un experiment, l-am primit gratuit, urmează să vedem ce se va întâmpla în anii următori. O să mai puneți și pe alte terenuri?
Bineînțeles că eu sunt dispus la astfel de experimente, ele, după cum vedeți, sunt binevenite, necesită niște costuri suplimentare, dar producția obținută acoperă aceste costuri, astfel încât merită să le folosim. Hibridul care îl avem aici e nespecific pentru a face doi ștuleți, dar având în vedere că aici a fost o răritură și condițiile climatice n-au fost extrem de favorabile, după cum vedeți, a fructificat și are doi ștuleți. Mai sunt astfel de exemplare. Important e să avem un ștulete și să aibă 160-170 de grame, pentru că la 60.000 de plante la hectare ne asigură 10.000 de kilograme de boabe, ceea ce înseamnă o producție foarte bună pentru România. Aici este un teren care a fost fertilizat cu îngășăminte chimice, dar nu a fost fertilizat cu îngășăminte naturale, respectiv cu nămoluri în primăvară. Diferența este evidentă și ca talie a porumbului și ca mărimea știuletului și evident că și producția va fi mult mai mică. Aici cu cel puțin 3.000 de kilograme mai mică producția decât acolo. E adevărat că este uniformitate a terenului și din cauza acestei uniformități și la producție avem neuniformitate, în sensul că sunt zone în care producția e mai mare, zone în care producția este mai mică. Cert este că fertilizarea cu îngășământ organic, respectiv nămoluri, ceea ce ne interesează pe noi acum, este benefică pentru producția agricolă. Folosirea nămolului de la stațiile de epurare orășenești ca fertilizant în agricultură sau silvicultură este una dintre cele mai susținute opțiuni de utilizare a nămolului, unde materia organică și nutrienții se întorc în mod benefic în sol. Astfel de acțiuni sunt susținute, așa cum am văzut, și de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice prin studiile de sol pe care această instituție le realizează în vederea obținerii permisului de aplicare necesar împrăștierii. Totodată, pentru acțiunile de împrăștiere, momentul optim de aplicare pe terenul agricol este deosebit de important și trebuie respectate prevederile din codul celor mai bune practici agricole și din legislația în vigoare. În concluzie, nămorurile produse în stațiile de epurare orășenești reprezintă astfel o opțiune viabilă, demnă de luat în calcul de către toți fermierii și pentru fertilizarea solului. Am văzut așadar cum se produc nămolurile în stațiile de epurare a apelor uzate, calitatea și beneficiile lor pentru agricultură, precum și pașii care trebuie parcuși pentru a realiza împrăștierile efective de nămoluri. Nu ne rămâne acum decât să ne gândim din ce în ce mai serios la acest produs ca la o alternativă viabilă, binevenită pentru fertilizarea terenurilor agricole. Acest material a fost realizat în cadrul proiectului major de investiții, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POS Mediu 2007-2013. Investim în mediu, credem în viitor!